Sergei Shoigu a executat ordinul dat de Vladimir Putin. Ministrul rus al apărării a verificat pozițiile avansate ale unităților ruse în Ucraina. Șeful armatei ruse a zburat în jurul zonelor de desfășurare a trupelor și a verificat pozițiile avansate ale unităților ruse în zona operațiunii militare speciale, a spus ministerul în aplicația de mesagerie Telegram. Ministrul a vorbit cu trupele în prima linie și la un post de comandă. Cu toate acestea, nu este imediat clar când a avut loc vizita sau dacă Shoigu a fost prezent în Ucraina. Salutare, dragi mei, bine ați la un nou material legat de războiul din Ucraina, războiul de la granița României. Se pare că Rusia se mobilizează mai agresiv într-o nouă invazie de proporții mult mai mari la începutul anului 2023. O să vedem imediat pozițiile soldaților ruși și de ce mulți experți spun că Rusia ar putea ataca în ianuarie sau februarie sau chiar cel târziu în martie 2023 prin Belarus, trângând această țară probabil într-un conflict deschis cu Ucraina și așa având o nouă țară într-un război fizic cu Ucraina, ceea ce n-ar fi deloc un lucru bun. Haideți să trecem să analizăm împreună poziția trupelor ruse. În cadrul unei vizite efectuate la sediul operațiunilor, președintele rus Vladimir Putin a solicitat propuneri de la comandanții forțelor sale armate în legătură cu felul în care ar trebui să se desfășoare campania militară a Rusiei în Ucraina. Vladimir Putin a prezidat o întâlnire cu circa o duzină de persoane la o masă circulară. După cum se vedea în imaginile transmise de Kremlin, președintele Rusiei a avut lângă el pe ministrul apărării Sergei Shoigu și pe șeful statului major militar Valeri Gerasimov. Putin s-a prezentat în capul unei alte mese de conferință de sediul grupului de lucru comun, unde a solicitat mai multor comandanți militari propuneri în legătură cu felul în care ar trebui să se desfășoare în continuare campania militară din Ucraina. Vom asculta pe comandanții din fiecare direcție operațională și aș dori să aud propunerea dumneavoastră cu privire la acțiunile noastre imediate și pe termen mediu, a spus liderul de la Kremlin. În fotografiile de pe site-ul Kremlului, de vede că a fost prezentat la aceste întâlniri și Sergei Surovikin, generalul forțelor aeriene. Potrivit purtătorului său de cuvânt, Dmitri Peskov, Vladimir Putin a petrecut întreaga zi vineri la sediul grupului de lucru. Detalii în legătură cu vizita președintelui rus sau cu locația sediului nu au fost divulgate. În alte știri, plafonarea prețului pentru exporturile de petrol ale Rusiei ar putea marca începutul sfârșitului strategiei economice a președintelui Vladimir Putin. Impunerea unui plafon maxim de $60 pe baril pentru petrolul rusesc va crește și mai mult presiunile internaționale asupra Rusiei după invadarea Ucrainei, scrie Al Jazeera. La 5 decembrie a intrat în vigoare plafonarea de $60 pe baril pentru petrolul rusesc, în urma acordului la care au ajuns Uniunea Europeană, G7 și Australia, marcând începutul unei noi etape în războiul economic dintre Rusia și Occident. Plafonarea poate fi una dintre cele mai semnificative măsuri luate de Occident împotriva rezervelor energetice ale Rusiei. Contrar opiniei generale, măsura nu a avut ca scop să pună capăt exporturilor rusești de țiței. Dimpotrivă, vrea să se asigure că acestea vor continua să curgă în ciuda reglementărilor și sancțiilor tot mai dure, dar nu către piețele occidentale. China, India și alte țări terțe care au cumpărat țiței rusesc în cantități mari și la prețuri foarte reduse, începând din februarie, sunt libere să o facă mai departe. Scopul plafonării nu este de a înăbuși aceste achiziții, ci de a limita profiturile Rusiei, care sunt folosite de Moscova mai ales pentru finanțarea efortului său de război. Practic, începând de acum, navele cisterne nu vor mai avea voie să aducă țiței rusesc în Europa. Este vorba de un embargo pe țițel exportat pe mare cu nave cisternă spre țările europene, calea pe care sunt aduse circa 2/3 din exportul, restul vin prin conductă. Moscova este singura vinovată pentru această stare de lucruri, când a lansat războiul împotriva Ucrainei și a decis să schimbe ordinea economică internațională. Președintele Putin a făcut câteva greșeli grave de calcul. Prima a fost că Putin a crezut că trupele ruse vor fi primite cu brațele deschise de majoritatea ucrainilor și că operațiunea sa militară specială se va încheia rapid cu o victorie. A doua sa greșeală de calcul a fost capacitatea Rusiei de a perturba ordinea economică internațională fără a se confrunta cu o respingere. Putin a presupus că influența țării sale asupra pieței energetice îi va permite să dezbine ușor Occidentul și să împiedice pe adversari să accepte măsuri multilaterale, cum ar fi plafonarea prețurilor care i-ar putea oferi Rusiei un război economic.
Rușii au sperat că pot contracara planurile Occidentului asigurând transport propriu. Se pare că în ultima perioadă au fost achiziționate peste 100 de tancuri petroliere la prețuri simbolice, dar și asigurări proprii pentru petrolul transportat de ei. Companiile rusești de asigurări au sperat de asemenea că vor intra pe această nișă și că reasiguratorul poate fi chiar statul rus, iar partenerii deja tradițional nu vor avea obiecții, dar multe națiuni, în special China și Turcia, au refuzat să accepte această soluție a Rusiei. Impactul refuzului Chinei și Turciei este unul semnificativ, având în vedere că Beijingul este principalul client al Rusiei, iar Turcia este țara care controlează Bosforul, principala cale de ieșire a exporturilor rusești din Marea Neagră. China ar putea folosi proprii giganți ai asigurărilor pentru a ajuta Rusia să ateneze o parte din durere, dar nu este dispusă să facă acest lucru. Singura săgeată rămasă în tolba de petrol a Rusiei ar fi reducerea exportului către toate piețele, dar astfel va tăia puținele punți pe care le mai are Kremlinul, având în vedere impactul probabil unui astfel de mișcări asupra prețurilor internaționale ale petrolului. Și în ultimele știri, oligarhii ruși au dat în judecată europeană bogații lui Vladimir Putin cer daune pentru că li s-a pătat reputația. 61 de procese au fost intentate la Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva sancțiilor Uniunii Europene. Mai mulți oligarhi și companii rusești au dat în judecată UE în urma sancțiilor impuse. Grigori Berzekhin și Gennady Timchenko solicită despăgubiri pentru prejudiciul moral pe care se presupune că l-au suferit din cauza sancțiilor Uniunii Europene, potrivit tabloidului german Bild. Conform dosarului său, Berezekhin susține că a suferit daune grave ale reputației și că nu există nicio legătură materială între el și politica Rusiei în Ucraina. Acesta a mai precizat că nu sprijină guvernul Federației Ruse și solicită o plată simbolică de 1 euro ca despăgubire. De asemenea, Gennady Timchenko, care locuiește în Elveția, solicită însă o despăgubire de 1 milion de euro, acuzând europeană de o eroare de evaluare cu privire la relația între reclamant și președintele Putin. Printre reclamanți se află și fostul proprietar al clubului englez de fotbal FC Chelsea, Roman Abramovich, dar și Mihail Friedman, fondatorul și managerul grupului financiar Alpha Group. Maria Zaharova, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Extern de la Moscova, a vorbit sâmbătă 17 decembrie 2022 despre al nouălea pachet de sancțiuni impus de Uniunea Europeană împotriva Rusiei. Aceasta a declarat sâmbătă că politica de presiune asupra Rusiei se va întoarce împotriva statelor din Europeană, susținând totodată că sancțiunile impuse nu vor face decât să exacerbeze problemele socioeconomice din blocul comunitar. Din cauza pașilor prost concepuți ai Bruxellesului, cetățenii europeni s-au confruntat deja cu penurii de energie și cu inflația sancțiunilor fără precedent, iar o amenințare reală de dezindustrializare planează asupra economiei Uniunii Europene, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe din Rusia. Aceasta a atras atenția asupra faptului că eforturile europene de a sancționa Rusia sunt inutile, notează agenția de presă Baha. Uniunea Europeană a adoptat vineri 16 decembrie 2022 al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a făcut anunțul pe rețele sociale. Sancțiunile europene vizează companii rusești care activează în domeniul apărării, băncile, mass media și oficiali ruși. Salut! Acordul privind cel de-al nouălea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Se concentrează pe tehnologie, finanțe și mass media pentru aderarea economiei ruse și mașina de război. Sancționează aproape 200 de persoane și entități implicate în atacurile asupra civililor din Ucraina și în răpirea copiilor, a scris vineri Ursula von der Leyen pe contul ei de Twitter. Cam atât a fost, dragii mei ascultători, și în acest material. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de...